dragi consumatori de clipuri mai lungi de 5 minute, eu sunt George Tănase, iar voi urmăriți Zigzag, emisiunea care aduce numai staruri internaționale, dar din sezonul 2. Pentru că ne-au promis, a zis DiCaprio, bă, vin la orice oră, De Niro, da frate, dacă înveți engleză, fără nicio problemă facem. Astăzi avem un invitat de pe meleaguri pitorești, este un supraviețuitor la propriu și la figurant. Este singurul concurent care a mers la Survivor și s-a simțit ca acasă. Noi bănuim că este nepotul ilegitim al lui Vadim Tudor atunci când se enervează, pentru că l-am văzut cu toții cum reacționează. Ce să vă mai spun, deja sunt sigur că ați ghicit. Este omul care are mai multe tatuaje decât piese. Doamnelor și domnilor, Zanidache, care se simte deja ca acasă. Ia uite-l, a intrat în starea de meditație. Așa se face, chiar dacă nu i-am dat salut, că n-am înțeles niciodată de ce invitații, când îi prezinți, da, dau noroc. De parcă oamenii de acasă trebuie să vadă că eu te respect, că n-am dat noroc înainte. Da, am respectat regulile televiziunii acum, da. Simte-te ca acasă. Poți să stau așa, da? Liniștit, nu dacă miros, vrei să te... Mai... Fără probleme. Și chiar dacă miroși. Când eram mic, mi-era frică, mi-era rușine să-mi dau ghetele jos. A, da, aveai șosete rupte vreodată? Da, mereu. Și de-aia, că mirosau și că erau rupte. Întorceai șoseta pe călcâi? Nu, mă descălțam, mi-aminteam că mă descălțeam, că am gaură în șosetă și te stăteam, uite așa, din dacă eram călcâi, stăteam cu călcâiul fix în șosetă la acopere. Dacă eram vârf, mi-l acoperam cu piciorul stâng. Așa făceam și eu. De mai făceam treaba aia, întorceam șoseta, deci dacă era la, știi, întorceam să fie cumva, să fiu cu talpa pe sol. Știi? Că se mai întâmpla să iasă cartoful. Da, dar eu fiind super energic și când eram mic eram așa, uitam de fiecare dată că aveam gaură în șosetă, începeam să-mi fac colegii sau ceva să râdă așa și odată într-o poziție de aia mi-aminteam gaura din șosetă și mă uitam să văd dacă a văzut și deja se uitau toți la gaura în șosetă. Da, vedeam un degețel care și ești, eram asumat, eram gen... Dar mi-era rușine. Normal, că ai avut și tenești din aia care să, efectiv să lua talpa, să tocea. Știi, crampoane din alea roșii, erau niște tenești negri. Da, dar nu mi s-a întâmplat să-mi zboare talpa. No? Doar odată, la metrou, pe alea rulante, așa, mi-a rămas acolo. Rămas și că rămâneai până în ultima secundă, pe scara rulantă. Așa. Și vrei să te dai jos de pe aia, nu prin pas, prin chestia asta. Te puneai pe călcâie și după pe vârf. Da, faceam asta. Și îți rămânea talpa acolo. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Așa. Și a rămas atunci, ai zis, bă, ia să-mi iau ceva mai mare, care să treacă peste, ca la mașină. Știi? Nu, am zis nimic. Am zis, ok, a rămas fără talpa. Zani, eu am... conștientizat cu stupoare. Eu nu știam. Eu te știu doar de Zanidache. Dar pe tine te cheamă Edmond Robert, da. Edmond Zanidache, Edmond Robert, ăsta e numele meu. Edmond, de ce naționalitate e Edmond? E nume de prinț. Cu atâta naturalețe, a zis, aduceți ceaiul de la ora 5. E nume de, și am căutat data așa, am căutat prinț. Prinț. Ceva nobil, nu știu. Și mie, și eu am fost încântat când am crescut și mi-a dat seama care e numele meu, că atunci când ești mic nu conștientizezi care e numele meu. Nu, m-am uitat și am spus, dar câți ani am, știi, la un moment dat îți pui întrebările, da, astea, la o anumită vârstă, nu știu, 6 ani, 7 ani. Când încep deja să conștientizezi. Da, cu cât crești mai mult, cu atât conștientizezi mai mult, ce nume ai tu, ce nume au alții, ce înseamnă nume comun, banal. Și mi-am dat seama, la un moment dat, bă, mă cheamă Zanidache, mă, nu mă cheam pe nimeni așa. Robert, mă ascundeam de Robert, nu spuneam. E un alter ego al tău, Edmond? Adică pare așa de, cum să zic, Edmond era și un personaj în Assassin's Creed. Și mereu foloseam, uite, pe mine o cheamă și Alexandru. Lumea nu știe, habar n-are, dar Alexandru e așa, mai galant, mai cu oamenii, știi? George, hai să vă zic eu, vere, ce fac, știi? Dar nu, nu e, nu prea zic că mă cheamă Edmond. Nu? Zic Zani și atât. Zani, frate, ăsta sunt, bam. Lumea o ia ca pe o porecă? Da, să știi că așa pare în primă fază. Dar după aia ne-am uitat și noi la Survivor și am văzut că e numele tău. Când crede lumea că eu mi-am pus numele de la Xanax, că așa crede toată lumea. Zani, e Xanax-ul, de-aia ți-ai pus gen Zani. Și nu cu aia, așa mă cheamă. Dar și ăsta-i numele meu, și de mult. Când zice lumea că ți-ai pus poreclă, zice, mai am 12 ani să pun nickname-uri în jocuri, să-mi pun porecle. Ai avut vreun cont ăsta de Yahoo Messenger dubios? Da, și încă am. Yahoo, ID-ul meu de Yahoo e Rootless. Rootless. Era și o modă în engleză să fie toate. Să fie ce? Să fie toate ID-urile în engleză. Nu neapărat. Da, de fapt, ba da. Toată lumea să... Free for you. Da, în română, dar nu neapărat că e modă. E și acum. Româna sună prost pentru noi. Pentru străini sună bine. Da. M-am uitat la un film pușcărie de ăsta cu toate pușcările din alte țări. E un serial. Da, da. Și începe cu pușcăria din, cred că, nu mai știu de unde, ca să nu din zic. Din Craiova. Ori Rusia, ori Moldova, nu mai știu. Na, okay. Și zic că ea, român-română. Te omor, mâncățe. Și nu-l crezi. Nu e... Dar dacă zice unul străin,
Achiliu, aha, și ce pe alea, sună bine. Sună altcumva când te înjură pe străineză decât pe română. Mie se pare că sună mai cu minte în altă limbă decât la noi. La noi că, nu e plauzibil, ai văzut atâtea filme cu ăștia, gangsteri străini, și pe ăla îl crezi, dar când vezi gangster român cum vorbește, ce faci frate, te-ai adus marfa, nu crezi. Băi, da, eu am pățit o chestie cu un prieten din America. La un moment dat noi ne înjuram între noi și ne înjuram, băgam în jurătura aia cu morți. O știm cu toți. Și el tot îmi cerea să se traduc, pentru că eu în jurături cu minți. Și am zis că în traducere ar fi I want to fuck your mother's dead. Și l-a fost what's wrong with you guys? Are you stupid? Are you crazy? Că ei n-au așa ceva, da. Știi? Deci cumva ale noastre, dacă le-ai traduce în engleză, ar fi că noi avem harul. Când încep să iei de la morți, răniți, să te iei de răniți, băi, chiar... N-ar, care e cea mai puternică înjurătură pe care ai folosit-o? Sau ai avut vreun moment ăsta în care... Le zic acum? Te rog! Pe când mă enervează ceva, zic... Oh. Dă-te în... Dacă ți-ai dă-te în... Ești la... Dar nu doar... Acolo nu te-am înjurat, acolo ți-am arătat nivelul la care te disprețuiesc. Mamă, dar creezi și o imagine. Cum? E creat și o imagine. Exact, asta zic. Dă-te-n s***. Bă, dacă mai vorbește, te fă. Dacă ajunge o femeie, știi, una să... Uite, de exemplu, la prima vedere, sunt super respectuos, super simpatic. Și dacă dau de una care se pe mine, îmi dă un jet de la maxim. Bă, și nici măcar nu merit, pe lângă asta, și nici măcar nu este ea la nivelul în care să se, la care să se pice pe noi. Dacă îmi zice Delia Matache, dau un exemplu. Așa, total. Mai dă-te. Zanidache. Mă uilea și zic, mă, femeia poate știe. Cu mare drag, te rog. Cu mare drag, mă duc în s***, arată-mi în care că sunt mai multe variante. Dar dacă îmi zici o jerpelitură, o târfă ordinar, dă-te în s***, fără să-i greșesc, fără nimic, da, da, da. Atunci gata. O femeie pe care nu se ridică la anumite standarde. Da, adică care... e ok să fiu înjurat. Bine, și bărbat, fiu... dacă mă întreb pe mine tot. Dacă sunt înjurat de cineva de la care am ce învăța, atunci accept lejer, iau și... Te rog, dă-mi. M-am dat cu cremă dimineața. N-am treabă, dar dacă îmi zice o scursură care se crede și... Da. Pe aia țin neapărat să o flecmezi. Noi te-am urmărit mult la Survivor, tu știi că te-am și parodiat. Știu, și eu am urmărit parodii. M-am bucurat mult, trebuie să spun și celor de acasă, că n-am vorbit niciodată în contextul ăsta, serios. A fost printre cele mai bune parodii, adică m-am uitat în comentarii, lumea a iubit ce ai făcut, adică da. Ești cel da. Mai bun în treaba asta. Da, a fost să rămână mult. În YouTube ai făcut... Dezastru și așteptam să faci și sezonul ăsta și mereu, da. Da, am făcut și eu când am putut. Într-adevăr, trebuie să recunosc sezonul cu voi mi-a plăcut cel mai tare, că am avut și cele mai ofertante personaje și asta îi spuneam lui Zani înainte, că cel mai greu era când trebuia să mă fac Zani, dacă eram băgam, bă, eram iar tatuaje, mi le făceam cu mâna dreaptă, cu mâna stângă aici, nu mai știam părul ăla, l-am inventat de undeva, de nicăieri. Și am avut așa un pic emoții să văd dacă, bă, oare o să le placă, o să se supere, o să se enerveze, nu știam chestia asta. Dar aparent pentru voi a fost un reward, ca să zic așa, adică l-ați văzut ca un premiu când v-a arătat parodia. Că voi ați văzut parodia acolo. Nu spune asta. Nu spune asta? N-au văzut parodia acolo. Ștergeți la montaj treaba asta, așa ți-am zis-o eu, off-camera. Ah, ok, am crezut că se poate da chestia asta. Bine, Zani, am căutat pe Google numele tău. Și am găsit câteva poze mai vechi cu tine, pe care o să le arătăm chiar și în... E mină de aur, să mă arăt mama. Deci oamenii care vor să vadă trecutul meu, intrați pe Facebook și vedeți acolo căminisme, adică... Ultima, băi, mă uit la mine și sunt exact precum oamenii pe care îi desconsider eu. În trecut, sunt exact genul de om pe care l-aș desconsidera și aia îi zice, dă-te. Să-i zice ție acum? Singur, mie mi-aș zice, dă-te, dar nu doar de acum 5, Zanidache de acum 10 ani. Zanidache ești de acum o lună. Dacă mă uit la ceva și am zis ceva greșit, îmi zic singur. Deci dacă mă uit la ceva, de o lună, acum o săptămână, două săptămâni, eu închid, nici nu mă uit la tot interviu cu mine și zic, dă-te-n... Ești prea dur cu tine, Zani. Da, uite să vezi ce poze drăguțe am găsit noi cu tine. Băi, băiatul meu e nebun. Stai cu minte. Ce făceai? Clasa 8-a. A 8-a erai? Da, a, deși știi. Făcusem și roz un telefon și eram tovarăși. Ce înseamnă făcusem roz? Nu furturi sau de-astea. Nu mai știu, erau primite oricum. Că fiind vai de steaua mea, eram vai de p***a mea aici. Băi, eram... Aici eram fix ca un băiețel normal. Eram rușinos cu femeile. Aveam frică de oamenii mai mari. Respectuos cu toți care erau mai mari decât mine. Ca așa banca am fost mea. Da. Era altă generație. Nu ca aș vorbi acum de generația nouă. Da. Că e normal să fie generația nouă așa cum este acum. Dar pe vremea...
Era, nu eram Zanidache de acum. N-aveam prea mult tupeu, n-aveam prea mult sânge. Păi și cum e Zanidache acum? Adică că acum ai mai mult tupeu, mai mult curaj de a spune lucruri. Da, așa e normal. Cu cât te maturizezi mai mult, ai mai mult încredere în tine, îți dezvolți tu singur. Nu? Da. Personalitate. Da, da, este la iveală cine ești cu adevărat, dar mai încolo. Nu. Oare așa e poza asta cu Zanidache? Mi se pare că așa ești tu pe interior. Pare așa că faci un flip-flop așa din când în când tu cu tine. Am foarte multe personalități, Julian, nu pot să zic că da, așa e. Mm-hmm. E una dintre. Am momente când sunt super serios, nervos, uneori când sunt retardat, zice toată lumea că am consumat ceva, dar așa... Lume. Da. Și acolo i-am zis unuia, mamă, hai să... Cred că abia am făcut în Facebook-ul. Și am zis, mamă, mă prins într-o schemă, fă-mi poză. Și exact, cringe, rău de tot. El stătea așa și am făcut de mai multe ori ca să mă prindă. Și am zis, mamă, o să zic că îi spar pe toți pe Facebook. Rupe, poza 5 like-uri. Am pus-o și, da, 5 like-uri. Celebrele 5 like-uri de la început. Văd că ți-ai lăsat și hainele pe jos pe acolo, bănesc că sunt ale tale sau ceva, nu? Da. Pare un rucsac. Ai să fii atent, fac acum o schemă de n-a văzut internetul. Dau cu internetul de pământ. Și mai avem o schemă cu tine. A doua Opa. Poză. Băi, băiatule, aici dacă făceai așa, crede-mă, ieșea pânză. Deci n-are cum. Aici pare ruptă dintr-o scenă Spider-Man. Da, aici... Și la față semeni un pic cu Cichician. Știi? Cichician. Wow, wow. Pare că ai ceva din el. Mai ales după ultima bătaie pe care am văzut-o. Wow, nu intru acolo. E extraordinar. Îți amintești de când e poza asta? Nu. De la 15 ani, cam așa. 15 ani. Erai pasionat de parkour ceva sau efectiv făceai asta că... Nu. Stăteam într-un cămin în care, era tot disconfortul. Era, nu știu... Stăteam într-un cămin în care aveam momente de-alea de voiam să mă sinucid, nu mai voiam să stau acasă deloc, nu-mi plăcea nimic, veri, viața aia nu-mi plăcea deloc. Și singurul meu moment în care mă recream era fix după școală, că nu mă lăsau nici să stau afară. Nu. Eram chemat acasă, treci acasă, fă alea, că sancțiuni, eram prin ca la pușcărie, să moară, n-aveam voie să fac nimic, n-aveam voie să am prieteni, n-am voie nimic. Și după școală fugeam repede undeva cu tovarășul ăsta al meu, ne făceam poze. Că, na, începuse viața asta virtuală. Mm-hmm, da, noi aveam viață socială, dar n-aveam viață socială de loc, mai stând la cămin. Lumea mă marginaliza când eram mic. Râdeau de mine că stăteam la cămin, când aveam părinți. Aveam momentul ăsta în care, după școală, mergeam 10 minute cu o sare pe undeva să facem o poză, să o postăm pe Facebook. Că atunci când postai poza pe Facebook și în ceva să de like-uri, te simțeai așa puțin, știi? Parcă umplea golul sufletesc pentru... câteva secunde în ziua aia, știi? Mamă, ce frumos! A doua zi căutai să faci altceva. Și așa a venit pasiunea pentru chestia asta, să mă afișez pe internet. Da, și uite, bănuiesc că te-a ajutat, adică toate aceste da, toate aceste în abilitățile tale, că te-am văzut la Survivor. Să fac chestii noi. Băi, băiatule, mâncai probele, efectiv, aveai o dorință de câștig. Nu știu, asta ți-a venit dorința asta și puterea asta interioară din viața pe care ai avut-o? Adică da, așa m-am de mic a fost chestia asta, să tot ce fac eu, să dăruiesc altor oameni. Experiență, cum alerg, cum tot ce fac, indiferent ce făceam. Să motivezi. Să-i motivezi pe ceilalți, să fac ceva bine, ca oamenii să se bucure când privesc ceea ce fac eu. Bun, și hai să vedem acum un pic și părerile oamenilor. Urmărești comentariile, te uiți la comentarii așa, da, în general? Da. Și ce... Ai comentarii răutăcioase? De toate. Mai sunt? Ai de toate neamurile? Am și oameni care ar vrea să mă înjunghie, să mă... Bă, frate, după ultima bătaie pe care a avut-o și am văzut-o pe internet, deci eu am rămas șocat acolo, ți-am povestit. În momentul în care tu ți-ai luat un pumn din voleu cumva așa, nu știu cum ai, ce ai vrut tu să faci, ți-a dat pumnul ăla, eu când te-am văzut când te-ai ridicat ca Undertaker și ai făcut schema aia, eu am zis... Ăsta e omul cu care nu trebuie să te pui în viață. Nu contează că e mai micuț, că e mai slăbuț, că e mai nu știu ce. Bă, în privirea aia eu am văzut te omor. Eu am văzut, nu știu, multe lucruri. Așa că aveți grijă ce comentați. Sper să nu pățească nimic oamenii care au comentat răutăcios pe care noi i-am pregătit aici. Uite, avem deja câteva comentarii. Ia citește-l. Un om mic, dar care joacă bine. Din păcate, unul fără caracter. Așa cum a demonstrat de nenumărate ori în Survivor. Zice Ana J. Moj... Da. E comentariu de la de Dăten? Nu, e un comentariu... internetul se împarte în categorii. Așa. Susținătorii lui Xulescu, susținătorii lui Xulescu. Ăștia sunt oamenii care cumva n-au înțeles și nici nu cred că o să înțeleagă vreodată.
Ei au emoțional televiziunea. Ei nu înțeleg că e mai mult decât ce se vede, probabil. Oamenii nu sunt capabili să se pună în locul celui care... Să fie empatici, da. Nu se empatici absolut deloc. Oamenii ăștia sunt ușor de cumpărat. Cu oamenii ăștia faci business, ca să înțelegi. Mm-hmm. Cu oamenii ăștia vinzi chestii... Dar oamenii ăștia merg pe superficialitate. Adică mm-hmm. dacă eu vreau să o cumpăr pe femeia asta, Ana, cum o mai cheamă, eu trebuie să apar puțin la trezor, îmi cer scuze față de cineva, dar vrând să o cuceresc pe ea. Aha. Dacă vreau să cuceresc această categorie de public. Okay. Mă rog de două ori, trei ori la Dumnezeu, cum făceau toți la Survivor, când veneau camerele, toți erau credincioși, dar deodată. Ei nu-și imaginează că oamenii ăștia fac special ca să-i cumpere pe ei, categoria asta de oameni să-i impresioneze. După ce zburau camerele, ei nu-și imaginează că ăsta care se rugă la Dumnezeu după începe să o ia la p*** Cutărescu și Cutăreasca. Ei nu-și imaginează că omul ăla e doar fix în momentul ăla superficial pentru asta. Și bun, vreau să o cuceresc pe femeia care n-are o părere bună despre mine și crede că am un caracter de c***, pentru că de fapt am lăsat să se vadă ceea ce simt cu adevărat. Pentru oamenii ăștia am un caracter de c***. Bun, vreau să o vrăjesc pe femeia, apar și la televizor când vine camera și mi-amintesc de Ana care a zis că am un caracter de c***. Și zic gata. Nu mai spun ceea ce gândesc sau ce simt cu adevărat. Se uită Ana la mine și încep. Cât de greu e, Doamne, te rog, fără tine n-am putere. Și Ana o să zică, s-a schimbat Zanidac, începe să-mi placă de el. E, și așa îi cucerești pe această categorie de oameni, îi înțeleg. Da. Când citesc asta, sunt doar puțin dezamăgit și zic, bă, lumea chiar e prost. Bă, lumea chiar e cretină. Deci n-au văzut în mine fix, bă, omul ăsta așa e el. Omul ăsta nu se abține. Ei chiar cred că la Survivor, ăia care se rugau la Dumnezeu, ăla e spiritul acolo, doar Dumnezeu, voie bună, tot da. E rost, suntem o familie. Și totuși era mai mult de atât. Adică sunt sigur că nici televiziunea nu poate să relateze și să dea atât nu de mult poate, pe cât se întâmplă. Nu poate, pentru că se mai uită și copiii la televizor. Da. Și de-aia nu putea să... Sunt niște reguli acolo. Dar nu doar atât. Unii aveau contract de imagine, de-aia nu... Da, erau. Dar nu, mergem în niște discuții. Atât, asta e categoria. Asta e părerea ta. Dacă vrei să o cucerești, poți să o cucerești. Dacă vreau să o cuceresc, o cuceresc. Dar... Da. Dacă nu inventau ăștia tehnologia asta avansată, mai cântați-o la ei. Erați cu mătura pe stradă. Dacă nu inventau tehnologia asta, evident, nu mai cânta. Bravo, a zis ceva real. Sunt gen... Crezi că... Da, dar are dreptate că sunt mulți care neagă. Ba nu, noi suntem cântăreți. Eu nu cred că sunt cântăreți. Nu? Nu. Dacă nu era tehnologia, nu ajungeam să fac muzică, rămânea cântăreț cine? Alex Verea, Andra, Delia Mataki și ăștia care chiar sunt cântăreți și au făcut ore de canto, adică oamenii știu, mănâncă muzica pe pâine. Eu nu mănânc muzica pe pâine, fac muzică pentru că se face muzică. Acum e la îndemână să faci muzică. Ce contează acum nu contează, pentru că e tehnologia, să duci nu știu ce note sau alea. Contează coperta, personajul, atitudinea și dacă ai pachetul ăsta care atrage omul, îl face intrigă bombă, da. Să te urmărească, atunci poți să faci muzică. Dar vezi că e o artă și asta. Adică eu, de exemplu, n-am știut niciodată să ies din zona asta comună. Adică arăt ca orice alt comediant, mă comport ca orice alt... Dar tu te-ai, cum zice, ai ieșit din tipar cu hazul tău. Da. Talent, uite, tu ești talentat în... Da, dar mai sunt o grămadă de oameni talentați. Ceea ce... și aici mi se pare că necesită un talent. Adică să ai un talent de a-ți crea o tipologie, un caracter, o sferă... Nu doar de a-ți crea, și de a fi. Și de a fi, exact. De unii fi. Doar creează, dar după când trebuie să demonstreze personajul pe care l-au construit, să-l scoate la iveală, s-ar putea să-i prinzi într-un moment în care îți dai seama că nu sunt ceea ce vor să pară, da, și nu mai știu să joace personajul. Este foarte... Ai un avantaj dacă ești un personaj, nu doar dacă îți creezi un personaj. Da, corect. De-aia și de-aia fac muzică, vărul meu, pentru că e tehnologia și pentru că mai mult de atât am ceea ce nu au mulți. Corect. Și alții au ceea ce nu am eu. Dar pentru ceea ce vreau să fac eu în viață, e suficient ce am eu. Nu trebuie să-mi doresc să am ce au alții. Și pe raționamentul ăsta, dacă nu inventau tehnologia asta avansată, nu ar mai fi comentat aici și n-am mai fi citit comentarii. Fără tehnologia asta eu nu cântam, tu nu comentai, se întâmplau multe. Deci e bine pentru toată lumea. Am și câteva întrebări pentru tine, Zani, la care te rog să-mi răspunzi, așa cum simți. Da, la cum te știu eu, sinceritatea ta debordantă, eu n-am mai văzut-o la nimeni, ceea ce și ăsta e un talent. Nu doar asumarea aia, adică vorbeam de talent. Talentul că pot să stau în picioare, spunând ceea ce simt, pentru că sunt conștient că voi fi lovit în stânga și din dreapta. Da, pentru că oamenilor n-o să le... Te face puternic chestia asta. Da. Ceea ce, bă, cine zice în România, în țara asta, lucrurilor pe nume? Păi e Zani Dache, Florin Călinescu sau cine mai e, știi? Când te sună un număr pe care nu-l cunoști, verifici poza la WhatsApp întâi și apoi îl suni sau... Făceam asta înainte, dar când sună deja prea multe nume pe care nu le cunosc,
dau respins și... Suni înapoi? Nu. Dau respins și dacă este important, omul ăla îmi va da SMS. Răspunde că how. Și okay, dacă e important și îmi zice ceva ce, îl sun înapoi. Simplu, practic. Mi se pare foarte terminat, oameni, că sunt... Mă refer... Dar n-ai chestia aia în tine? Uite, eu am, de exemplu, foarte des că... Bă, dacă mă sună cineva de la, nu știu, Hollywood, dacă... Exact, bravo. Și mă gândesc, dacă mă sună cineva și e important, omul ăla, da, că vede că nu răspund, atunci dă SMS-ul. Băi, ei, Dani, chiar te vrem că... să cânți cu nu, Lil chiar, Pump? Bă, vezi că e vorba despre BAM. Noi te-am sunat. Și cine zic, te cunoaște știe. Sun. Dar sunt mulți proști care chiar vor să mă sune pentru ceva important și zic că-s, da, proști că sună odată și nu mai sună. Și peste o, da, săptămână, Dani, te-am vrut să acolo, dar n-ai răspuns. Ce? Te-am... Deci nu știi să dai SMS, adică... Da. E simplu. E simplu. Dar ți-mi SMS să-mi dau seama că e important, că tu realizezi că dacă nu răspund, ori am treabă, ori... Da, sau uiți, dacă te trezești cu mai multe, da, apeluri și n-apuci să-i suni înapoi pe toți, n-are sens. Ți-ai mințit prietenii vreodată că ai treabă doar pentru că n-ai avut chef să te vezi cu ei? Bă, nu prea clișei vorbind asta cu nu prea am prieteni, când aud lumea că nu am prieteni. Amici, apropiați. Dar ei știu treaba asta, ei știu că le dau jet pentru că n-am chef de ei. Nu doar că îi mint, în timp ce îi mint, ei știu că mint. Adică e o minciună doar ca să nu zic nu am chef de voi. Da. Minciuna aia ambalează frumos faptul că n-am chef de ei și ei știu că n-am chef și de ei. Și oamenii simt din tonul vocii. Nu pot vere. Ce? Nu mă, că... Ce mă, vii sau nu? Da, mă, că trebuie. Și găsesc ceva pe loc doar, da, ca să nu le zic nouă, mă. Nu, mă, uite, mi s-a stricat FIFA acum și trebuie să o repar. Și tovarășii mei din copil mă cunosc și zic, da, mă, bine, suntem p***a mea, pa. Simplu. Și adică simplu, suntem așa. Alții care au devenit prieteni pe parcurs și nu ne știm așa de mici, îi mint frumos și, da, am făcut domnul de rest. Cu toți o facem. Deci că nu, de fapt, nu că nu sunt, dar e urât să-i zic omului, n-am chef, mă, de tine. Ce să fac cu tine afară? Că bem o bere, râdem. Fă-mi o glumă acum să văd că ești în stare să mă faci să râd și să... Așa le zicea. Uite, aici este Edmond din tine. Aici fă-mi o glumă acum, te rog. Și lumea zice, ce arogant ai devenit de când ai devenit cunoscut. Nu, sunt de mic așa. Da. De mic, când se mergeam la pomeni, că rupeam pomenile în două unde eram, care gratis mergeam, mă sunau tovarășii, hai la pomană, că uite acolo, se dă mâncare. Mă împregam repede, repede. Și după zicea, hai că e și ăla și ăla, cine? A, și lumea zicea, o fi în apropiere. Și zicea, hai că e și ăla și ăla. Și când zicea că e și ăla și ăla, nu mai mergeam la pomană. Ce să-l caut eu cu prăștia? A, de deci nu stai nici la masă, la pomană, la veșnica pomenire, cu oricine. De mic nu stăteam cu oricine. Nu. Eu am, de mic stăteam numai cu oamenii de la care am ce învăța. Dar de mic am avut treaba asta. Dacă vedeam niște proști că râd, a prost și asta fac în fiecare zi, mă uitam la ei, râdeam odată cu ei și adoră ceam. Dacă a doua zi nu faceți altceva, nu mai am nici ce stau cu voi. A, revedere! Chemați-vă și pe mine la un proiect, la ceva, să vă văd. Ceva creativ, ceva, constructiv. Învăț, să... Da. Care sunt cele mai folosite trei cuvinte din vocabularul tău? Unul pot să ți-l zic eu. Tu că pe care vrei să zici? Eu vreau să zic pe vere. Vere? E vere. Vere. Băi, vere. Vere. Când încerc să argumentez și mă enervează cineva, bă, vere. Dar vere este forma drăguță, în loc să-i zic, stai mânca mei, că... Și am ce să zic vere, că apăream la televizor și să nu înjur prea mult. Da, da, da. Începeam vere. Și vere la mine înseamnă, stai cu minte că ți-o zic să moară panza, nu dau cu tine de pământ. Asta înseamnă la mine, de fapt, vere. Da. Te-a spus așa, scurt. E stop. Vere? Vere, stop. Că aici stai că îți dau șahmat. E vere, și încă unul? Da. Talent. Talent. Răspund, când zice cineva ceva și vreau să se oprească sau m-a plictisit sau îl ascult doar că nu e frumos să-l opresc, îi zic talent. 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 E un fel de punct. Te-ai pus gen, punct. Gata, am înțeles, oprești. Talent. Da. Talent, ești bun, rău. Ce părere ai, Zani, despre asta? Și nu vreau să zic cu adevărat ce părere am, ca să nu-l jignesc pe om, că poate a muncit pentru ceva. Talent. V-am zis că Zani e subtitrarea mea? Uite, așa a fost și la Survivor. Că nu înțelegeam când venea Elena sau nu știu cine și vorbea despre altceva, venea Zani și punea subtitrarea jos. Stați că vă zic eu vere. Cât de greu mi-era să vorbesc frumos? Eu în orice moment, pentru că se dădea acasă și profitau de faptul că eram vulgar și jucau cu oameni ăștia care, dacă erai vulgar, nu mai înțelegeau mesajul. Da, ce? Da, da. I-ai zis ălea, dă-te în... Gata, o votăm pe Elena, că i-ai zis dă-te în... Chiar dacă i-a meritat în gură. I-ai zis dă-te în... Ai pierdut argumentul. Ai regretat vreun mesaj pe care l-ai trimis seara când erai beat? Și a doua zi când te-ai trezit dimineața, ouleu, ce am... Niciodată. Nu? Pe lângă că nu prea beau, m-am mai îmbătat câteva ori, nu beau, nu mă droghez, nu fumez țigări. Evident că lumea mă întreabă rare ori, dar și cât de rar, odată la mult timp, mai consum o chestie. Un par de alcool mă mai îmbăt, poate la o ceată cu
dar super rar, atât de rar, că mie nu place să fiu inconștient. Eu trebuie să fiu trez în fiecare zi, să controlez tot ce fac în viața mea, pentru că în fiecare zi fac ceva. Uh-huh. Eu nu-mi permit să zicem, să iau o boabă la nevârsi cu toți proștii, pentru că să iei o boabă să te droghezi presupune 2-3 zile de depresie, 2-3 zile de anxietate, că pe lângă că suntem anxioși, că e generația anxietate și depresie, aia te bagă și mai rău. Păi și eu am timp 2-3 zile să am creierii și sufletește să fiu varză, nu mai am chef de nimeni să mă închid în casă, n-am timp. Eu n-am timp să mă prăjesc, de-aia nu mă droghez. Nu că poate, da, vedeți că am încercat o dată de două ori în viață. Da. Și e mișto acolo, nu cu gagică, ți-o dă pe sex. Dar am timp să fac asta, vere? N-am timp. De ce? Că trebuie să evoluez, trebuie să mă... Dacă ai întâlnit vreodată o celebritate pe care o respectai foarte mult, dar la un moment dat ți-ai dat seama atunci când ai cunoscut-o că e diferită față de cum te așteptai să fie, care te-a dezamăgit? Deci toți, așa cum te așteptai, când eu de mic, când se întâmpla să ne vedem față în față, că uite, când am stat la cămin, mai vineau de-astea celebrități, cântau pe ăla de-astea, gen caritabile. Și eram acolo, plebea, aia, care trebuia să se uite la vedeta curului, care venea să ne încânte. Toți erau fericiți, toți voiau poze și eram gen, ce ne strângem, o să-l vedem pe ăsta? Că eu îl vedeam un om ca și mine, îl vedeam făcând ceva ce aș putea și eu să fac dacă mă chinui sau dacă îmi doresc. Și eram gen, cum? Vine ăla după la poze și îmi zice, hai, du-te, ce să vă dea autograf. M-am zis așa, am întins foaia, dar fără să conteze pentru cineva, am să văd ce înseamnă să iei autograf. Uh-huh. Mi-a scris, a făcut autograful și am zis, pentru ce contează foița asta? Și cum am aruncat, eram, păi sunteți ratați, de mic, sunteți ratați. Vei chestia asta, aveai zanidacheul tău în tine. Da, pentru că nu vedeam cum poți fi fascinat de prezența altui om care nu face ceva ce n-ar putea să facă alt om. A, dacă vine unul și levitează lângă te sau chiar are ceva, bă, ce nu are nimeni, da, sunt fascinat, dar tot nu mă duc să-l înghesui, să-i iau aerul. Mă uit la el, îl analizez și zic, ăsta e altceva. Dar tot nu mă duc să-l înghesui, tot nu vreau poză cu el, tot îl analizez, îl iubesc și îl apreciez la distanță. Frumos. Dacă te trezi într-o dimineață și ai vedea că nu mai există social media, nu te mai urmărește nimeni, ce-i face? M-aș bucura mult. Serios? Eu mereu mă gândesc, bă, da, mereu, ce mi-ar plăcea să dispară? Instagram-ul, TikTok-ul, să dispară tehnologia, curentul și să ne întoarcem acum 100 de ani, când eram sălbatici. Bă, mie mi-ar plăcea la început. Tu și venind după 6 luni de Survivor, iar te mai gândit, face training. M-am gândit la asta și am zis, bă, ar dispărea superficialitatea, ar dispărea tot și ne-am întoarce la ceea ce contează cu adevărat în viață. Și jur pe familia mea, să moară familia mea, închin și în cancer dacă nu-mi doresc asta. De mâine să dispară tot ce înseamnă falsitate, superficialitate, vedete de asta de carton, de impresii, ăștia de se închipuie, au făcut și ei un like, două și deja sunt Dumnezeu pe pământ, nu-mi plac chestiile astea deloc. Și ce meserie ai face? Nu știu, mâine, gata, Zanidache trebuie să o ia de la capăt. Aș tu unde? Aș tatua? A, da, că tu deja frizer, ai... Am fost tatu artist. Tu ai față de mulți alții, tu ai la bază ceva, ai niște lucruri pe care... M-aș înconjura de oameni frumoși cu care să ne distrăm și să trăim pe bune, fără internet, fără nix. Foc de tabără, sălbăticie, ne strângem toți, povești, dansăm. Ți s-a întâmplat vreodată bine, dar asta e o întrebare absurdă. Că ți-o adresezi ție, să-i spui unei persoane că e drăguță, deși nu prea era drăguță, sau mă rog, chiar ți era antipatică? Mi s-a întâmplat să mai mint, dar de ce? Pentru că sunt momente în care chiar ai pe cineva în față care nu ar reacționa frumos la un... O sinceritate. La o părere sinceră. Uh-huh. Și mă uit la ea și anumite persoane, sunt categorii și categorii, eu mă comport în funcție de omul din fața mea, ceea ce merită. Uh-huh. Sunt unii oameni care merită să afle adevărul. Sunt unii oameni care sunt atât de distruși și incompetenți să perceapă ceva, încât nu merită să afle adevărul. Sunt tipologii, sunt oameni care merită să afle adevărul, dar trebuie să-i minți pentru că să nu se închipuie. Oameni care trebuie să afle adevărul ca să le dai două capace să se trezească la realitate. Oameni care nu sunt capabili să înțeleagă de ce le zice anumite lucruri și nu merită să afle adevărul. Tu ești un fel de arhanghelul Gabriel, Rafael, via sunt oglinda omului, fix asta sunt. Ceea ce merită omul, aia îi dau. În oglindă. Bam, a pus, a venit Zanidache și ți-a propovăduit adevărul. De ce? Că am gagici care nu merită să le folosesc ca pe jucării sexuale și sfârmușele și nu fac sex cu ele doar pentru că nu merită să-mi bag joc de ele sau să le văd ca pe o chestie sexuală. Sunt gagici care merită doar luate și pentru că sunt pulițe și panarame jegoase care colindă de-n floare în floare și aia atâta merită. De unde adjectivele astea, Zani? Vine după un panaramă, vine și un jegoasă, așa natural curge. Se îmbină, uite, așa cum vine floarea, cum vine albina pe floare. Dar ce te enervează cel mai tare când încearcă să flirteze o fată cu tine? Ce mă deranjează cel mai tare? Da.
Chestia aia bărbătească, adică nu cred că o să spun o chestie interesantă. E chestia aia masculină. Vrei să vorbească doar cu tine. Vrei să zică pe bune ceea ce zice. Tu ești bărbat, tu ești, dacă monogamia. Ce te place. Tu ești leul ei. Iar doar pe tine te vede. Și ce mă enervează când o văd că răspunde la comentarii, că e pupabilă, că e, îi fac băieții complimente și răspunde. Adică caută atenție în altă parte. Dacă tu cauți atenție în altă parte și nu sunt eu leul tău, atunci mă pe tine, fă. De ce că mă jignești? De ce nu sunt suficient? Ce chestia aia bărbătească? Să-mi moară măta. Să-mi moară măta că nu sunt suficient. Băi, hai să ne potolim țâțele. Băi, Zanindache, noi ține la cariera ta. Asta e o emisiune internațională. Se uită DiCaprio acum, se uită Adriana Lima la noi. Omul e nebun. Dar cum ar trebui să... Sau ce ți-ar atrage atenția atunci când o fată îți dă un mesaj în DM? Ce mi-ar atrage atenția? Da, cum ar trebui să te abordeze ca să-ți atragă atenția? Mie poți să-mi atragi atenția foarte ușor. Da? Dacă ești femeie și arăți ochiuți, nu trebuie să fii cea mai frumoasă, mie mi-atrage atenția o femeie. Adică dacă ție îți dă o femeie mesaj cu bună, tu răspunzi imediat? Nu, că dacă e doar bună cât fă, bună cât fă, să-i zici jumătă. Și așa le zic. Treci direct la... Mie poate să-mi atrag atenția oricine, băi, și că e roachiriță, și că e panoramă, orice, că e femeie. Poate să-mi atrag atenția, că asta înseamnă să funcționezi normal, să nu fiu homosexual. Orice femeie poate să-mi atrag atenția. Da. Funcționezi și... Deci tu, la toate mesajele, să înțeleg, în DM-ul tău, tu te uiți la cine ți-a scris. Da, și răspund sau nu, dar dacă vrea de... să-mi atrag atenția, poate să-mi atrag atenția. Deci e ușor. Numai, fetelor, să vă concentrați un pic, să... Da, nu, să-mi arate din prima ce intenție are. Exact asta e. Și să începeți cu vere. Dacă încep cu bună căfă, bună căfă, ce e asta? Te duci. Dacă are cum privat și zice bună, ce faci, îmi place de tine. N-am cum să-ți răspund, că eu, ca să spun înainte, fac o cercetare, văd cum arăt și văd dacă e de răspuns. Dacă e cum privat, sunt gen, ce faci, fă, Hana Montana? Dai mesaje de pe cum privat ca să nu te prindă, cine să nu te prindă pe tine? Hana Montana, doamne. O, doamne, deci la tine acolo e o intersecție și niște gânduri așa care stau să iasă foarte frumos. Îmi place mereu cum vine cu un adjectiv din ăsta pe care nu-l văd, știi, sunt Ducadam așa. Bă, vin, Zani mai aruncă cu un adjectiv, trebuie să-l prind. Cum te-ai prezentat cuiva care te cunoaște acum în trei propoziții? Nu pot să fac asta. Că, uite, când mai cunosc acum, că mai ies cu Gagic, mai... Și ce zic despre tine? Ăsta e aici, m-am oprit. YouTube, Zani. Zic despre tine, zic, băi, nu-mi place să vorbesc despre mine absolut deloc. Eu nu m-aș putea descrie că sunt așa sau așa. Nu, eu sunt toate felurile. Zim tu despre tine și ai să afli cum sunt. Exact asta e despre mine. Zim cum ești ca să afli cum sunt. Și spun oglinda. Cum exact. Ai zis mai de... Și mi-a zis una, zim despre tine. Și zis, bă, nu-mi place să vorbesc despre mine. Dacă vrei, caută pe internet. Și găsești. E, sună arogant, caută pe internet. Ca și... Dar, în același timp, tu ai zis mai devreme că tu fiind natural și fiind tu mereu, adică tu nu ai un caracter de online. Tu așa ești, adică nu e un personaj. Ăla ești. Pe internet, o să vezi când am jurat-o pe aia, o să vezi când am plâns după aia, o să vezi unde am stat, o să vezi cum am crescut și gata. Și, nu. Și aia e povestea mea. Aia e povestea mea. Că eu trebuie să am timp, cum ai zis mai devreme, eu trebuie să fac lucruri. N-am timp să zim despre... N-am timp. Eu, dacă vreau să o gagicărez pe una, zic cu ea. Mă uit eu singur să văd, nu stau să mă vrăjească ea, să-mi zică ea, eu sunt model la mami. Mă uit direct la ea pe Instagram, văd ce face, cine comentează, cum arată și gata. De ce înseamnă pentru tine să fii cunoscut? Pentru mine să fiu cunoscut înseamnă cam ce mânca, că înainte nu aveam ce mânca. Mi-am cumpărat că dacă nu eram cunoscut, nu îmi cumpăram nimic și nu câștigam nimic și nu... Vin niște beneficii. Vin niște beneficii financiare. Da. Dar e și o presiune cumva. Simți vreun moment o presiune că, nu știu, poate trebuie să... Poate pentru unii ești un model. Da, este o presiune. Presiunea... Asta, socială. Da. Presiunea asta... Nescrisă cumva. Virtuală. Presiunea asta... Morală cumva? Da, e o presiune, dar o presiune care nu mă deranjează. Adică mă enervează, dar nervii la mine vin lejer. Vin și plec. Adică eu nu zic, mamă, nu mai vreau să mă enerveze, mamă, nu mai vreau tensiune. E la mine la îndemână. Eu pun pariu că ești nepotul lui Vadim, că așa era și el, un intelectual în exprimare și dintr-o dată când veneau nervii, da-o, nu vrei tu de nicăieri. Ai ceva și din care... Am văzut o statistică, au spus așa. Niște oameni inteligenți, niște oameni... Atenție! Niște oameni calificați în viață și nici nu măcar români, străini. Așa. Tot așa, era un podcast cu niște statistici și vorbeau grei. Când vorbeau ei, lumea asculta.
Și mi-a trimis cineva, zic, uite-te aici. Că uneori le ziceam că mă simt vinovat că sunt prea vulgar. De ce? Pentru că oamenii mă făceau presiunea asta, mă făcea să mă simt uneori vinovat, că înjur, că lumea zicea, Zani, ești un om așa bun și inteligent. Oare dacă n-ai mai înjurat, crezi că... Aha, știu clar că înjur pe drept și știu clar că îmi permit să înjur. Și zicea acolo, ziceau greii ăia, numai oamenii inteligenți își permit să înjure. Și eu simțeam treaba asta când lumea îmi scotea ochii că mai vorbesc urât uneori. Și când am să am zis, exact asta simt și eu. Îmi permit să înjur, că lumea nu înțelege asta, nu înseamnă că eu trebuie să mă opresc din ceea ce simt și din ceea ce cred eu. Bun, și când am văzut și aia, au zis grei, un om inteligent își permite să înjure, că nu înțeleg proștia, asta nu înseamnă că inteligentul trebuie să se oprească. El știe de ce și-a băgat că n-are timp să povestească la toți proștii. De fapt, vrea să le dea din timpul lui, lor, să le trimită mesajul și să-l convertească în așa fel ca el să înțeleagă. Dar el, când vede că oamenii aia sunt incapabili orice ar face să înțeleagă, se enervează și zice să-mi sugeți. Dar nu să-mi sugeți, pentru că merita să-mi sugeți, mi-am pierdut timpul eu ca om inteligent și greu cu voi proștilor pe care am vrut să vă fac să înțelegeți și n-ați înțeles nici în al milea aceasta. Cred că e și vorba despre energia din spatele înjurăturii. Că tu dacă îmi zici mie acum, bă, George, ce prost ești, e un fel de, bă, îmi place ce faci. Da. Dacă îmi zici ești foarte prost, știi, atunci e altă energie. Sau îmi zici, te plac mult de tot. Știi, bă, ești extraordinar, e du-te drecu de aici cu întrebări. Că de fapt în spatele înjurăturii exact. E al mesaj. Contează e frustrarea energia. Că nu ne-am înțeles. Fii atent, avem o provocare pentru tine, Zani. Da. Te rugăm, dacă vrei și dacă poți, să ne faci câteva versuri rapide cu următoarele cuvinte. Da, așa, la mișto, adică e ceva ce voi faceți în studio așa, când vă jucați. Bine, e o muncă grea acolo, am stat și în studio la Velea o perioadă și mie mi se pare titanic ce face omul ăla. Adică, frate, când am văzut că au stat 12-14 ore în studio, eu am plecat zombie și eu veneam și plecam, știi? Dar mi s-a părut tare să vedem dacă poți face niște versuri cu următoarele cuvinte. Mood, jurnal, adevărat, plouă și bagă tare. Bagă tare pare refrenul, dacă mă întreb pe mine. Bagă tare, 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 tare. Habar n-am. Mi se pare puțin așa, ceva ce nu aș face eu. Ah, știu că sunt puțin cam crud. Acesta este, în acest moment, mood, un mood. Un mood de-al meu pe care l-aș scrie într-un jurnal. Te-aș scrie și pe tine, fiindcă faci ce era aia după jurnal? Adevărat. Uite, le-ai acolo pe ecran dacă te ajută. N-ai să înțelegi ce este adevărat. N-ai să înțelegi că în spate te-am cărat. Oh! N-ai să-mi înțelegi personalitățile două. N-ai să vezi nici când afară plouă. Mamă! Când te mă rogi să bag tare. Când mă superi, în loc de bag picioare. Bravo, frate! Bă, bă! Știu că, adică, eu ți-am înțeles emoția, că și mie dacă îmi zice cineva, ia fă-mă acum o glumă despre clopot, bă, e o chestie de, bă, nu se face așa treaba asta. Da, ai fost la înălțime și chiar îți mulțumesc că ai acceptat provocarea. Și eu cred că, la un moment dat, cineva o să taie bucata asta și poate să facă piesă. Talent. Bă, vezi că e bună. Aia cum, în loc de așa, îmba picioare, și e... Că nu vrei să zici îmba... Îmba picioare, foarte mișto. Și merge și pe beat, bă, ta, ratatata. Știi, să bagi de aia agresivă. Ai jucat vreodată jocul Fuck, Marry, Kill? Îl știi, cum? Bănesc, Fuck, Marry, Kill. Așa. Trebuie să alegi pe cine fac, pe Leger. Cine mergi. Și la sinceritatea ta mi-e și greu de crezut că nu o să-ți iasă perfect. Uite, noi îți oferim următoarele nume: Cristina Ih, știi? Iuliana Beregoi și Alina Ceușan. Fuck, Marry, Kill. Ar fi Fuck, Fuck, Fuck. Mi-ar fi greu să omor pe vreuna, deși mi-ar fi lejer să le omor pe toate. Mi-ar fi lejer să ucid pe una, deși mi-ar fi lejer și să le ucid pe toate. Uite, și asta poate fi un vers din piesa de mai devreme. Fuck, Marry, Kill. Mary va fi între Iuliana Beregoi, de care, da, cu care chiar am filmat un revelion. Și mi-a plăcut mult de ea, că e frumoasă. Toate trei sunt frumoase. Toate trei. Mi-a plăcut foarte mult femeile, dar mai ales când vorbim despre femei frumoase. Acum, caracterul și personalitatea lor, nu știu exact cum este în realitate. Și doar că toate trei sunt superficiale, asta o zic din cap. Motiv pentru care nu aș da Mary cu niciuna. The Fuck ar fi cu toate. Dar The Kill, hai să zic că începem cu cea pe care ucid, pentru că trebuie să fac provocarea. Da. O ucidem pe Ih. De ce? Pentru că știu că e cea mai superficială, cea mai
Ea e așa... Stă mult pe story. Sintetic, cu story-urile, cu viața virtuală. E lumea ei, na? E în lumea ei, da, în care, da, e și ea un personaj, cred că, pentru oamenii care o urmăresc, așa s-a devenit ea. Poate în viața de zi cu zi e mișto, dar având în vedere că e prea bine plantat în lumea asta superficială, încât i-aș da direct cuțit. Mary, cred că ar fi cu... Deși nu știu nimic despre niciuna dintre ele. Ar fi Liana Beregui, că e mai apropiată de vârstă de mine. Cred că ați format un cuplu interesant. Și are un stil a ei mișto. Cred că am format un cuplu mișto, deși e prea copilă și face toate trendurile de a**adă pe TikTok, pe care nu le suport, dar sunt convins că ar putea fi pe drumul cel bun orice... Mamă, ce soț o să fii! Și fac cu Ceușan. Alina Ceușan. Are copil acum, da? Deși ar fi fac pe doar de trei. Lejer. Fac mai puțin pe Ioana Beregoi, că nu arată sexy sau... Ioana Beregoi nu e sexy. E frumușică. E frumoasă. E frumoasă. Dacă mă uit la ea, ea nu-mi strănește chestia de fantezie. De... Nu. E frumoasă și atât. E frumoasă. Adică să vezi, nu aș orice. Nu. E, tu selectezi. Ești un... Ioana Beregoi merită ținut așa. Iuliana Beregoi e pentru Edmond din tine. Pentru Edmond, da. Corect? Da. Sună Iuliana și Edmond. Pentru Zanidache, că Zanidache... Zanidache, mamă, fix pe numele lui omă. Cine e pentru Zanidache, cine e pentru Robert și cine e pentru Edmond? Iuliana Beregoi e pentru Edmond. Deci Zanidache este ăla care... Da. Edmond este Mary. Mary. Și Robert e... Robert... Ucide. Robert e bă... Nu, e băiatul ăla, între Zanidache și Edmond. Da. Edmond e... Cumva are așa o eleganță, are un de soț. Zanidache... Zanidache se duce pe Ih. Pe Ih, direct se direct duce. Direct pe Ih. Edmond se duce pe Liana Beregui și Robert pe Ceușan. Foarte bine. Mamă, ce frumos am legat. O mână spală pe altă. Și mai avem o provocare pentru tine. Fii atent, Zani, pentru că noi avem buget mare aici la emisiune. Am vorbit cu Elon Musk. De fapt, el ne-a sunat și a cerut o celebritate pe care să o trimită în spațiu, cu SpaceX, știi, nava aia celebra lui. Și am zis, băi, uite, l-avem pe Zani invitat. Îl trimite în spațiu, dar a zis că mai vrea pe cineva. Și tu trebuie să alegi cu cine mergi în spațiu. În spațiu? Da, să mergi în spațiu, să faci o călătorie. Nu ți-ar plăcea? Da. La un moment dat să vezi spațiu, să fii... Cum să nu? Printre puținii români. Chiar mi-ar plăcea. E, uite, noi te trimitem în spațiu, că asta e prima emisiune, și tu trebuie să-mi spui cu cine ai merge. Și avem câteva nume. Cătălin Moroșanu sau Gheboasă? Ai să râzi, dar mă ajunge în spațiu, deși nu m-am înțeles cu Cătălin Moroșanu bine deloc. Respectul meu pentru el tot este acolo. Cătălin Moroșanu nu mă înghite absolut deloc, el încă ține la suflet ranchiuna pe care a dezvoltat-o pentru mine la Survivor. Nu mă ajunge cu Gheboasă în spațiu, mă ajunge cu Cătălin Moroșanu. Te și păzește și... Bă, dar nici nu mă deranjează că el e scârbit de mine, e cumva deranjat de tot. Măi, ce când stai eu... niște ani lumină de mers până acolo, cred că ajungi să te împaci, că probabil dacă stați nu doar voi doi... Nu e vreodată împăcare, deci poate să mă împace să mă privească cu dispreț. Faptul că e Cătălin Moroșanu și eu chiar văd... Eu încă îl respect și încă am chestia asta. Deși la Survivor, dacă mergem din nou, ne certăm din nou. Păi, dar la contextul. Mine nu se oprește sufletul meu și înțelegerea mea nu se oprește la o neînțelegere. Ceea poți ce vreau eu de la viață și de la mine e să stau cu oameni de la care am ce învăța. Și sunt convins că de la Cătălin Moroșanu am multe de învățat. Chiar dacă nu ne-am suportat și în continuare cred că nu ne-am suportat dacă mergem undeva, tot pe el aș alege. E un om inteligent. Da. E un om de la care am multe de învățat. Așa este. Cătălin Moroșanu sau Emia Lupei? Dintre ei doi? Da. Aici m-aș duce cu Emia Lupe, pentru că cu Emia Lupe cred că aș râde. M-am foarte cunoscut mult cu ea. Nu i-a plăcut deloc de mine Emia Lupei. Înainte să merg la Survivor, am zis niște chestii și m-am jurat. Printre jurăturile ei a fost una în care a fost super. Una super personală, așa. A ținut să-mi dea fix unde doare. Deci nu m-a durut. Dar după când ne-am văzut față în față, mi-a zis că ha-ha-ha, că nu se aștepta să fiu așa de treabă. Și ne-am înțeles foarte bine. Aici aș alege pe Emia Lupe doar pentru că ar trece timpul cumva și aș... Deci tu doar cu unul pleci, să știi, dintre da, toți pe care... Emia Lupe, ok. Emia Lupe sau Andrei Dascălu? Andrei Dascălu ne-am înțeles foarte bine la Survivor, dar merg tot pe Emia Lupe. Emia Lupe, că râdeți, haz, râde, înglumim, nebunie și sunteți și pe același film, poate câte piese puteți să faceți, că te plictisește în racheta aia, dracu, trebuie să scoți ceva. Să le dragul de piese, nu de piese. Emia Lupe sau Valeriu Lungu? Aș merge pe Valeria Lungu, da, doar pentru că cred că fetița asta e prea figurantă, prea răsfățată, prea
și aș aduce eu, e plăcerea mea să o aduc cu picioarele pe pământ, ar fi Valeria Lungu. Păi, mă, în spațiu, da. Nu mai pot să... Bă, în spațiu e deja e legea noastră. Da. O tratez cum vreau eu și o aș trata o fix așa încât să-și dea seama că, băi, ai două mâini, ai două picioare, nu ești Dumnezeu pe pământ. Ea are niște figuri, că am văzut-o în realitate. Mamă. Și am văzut-o și pe TikTok. Mi se pare frumoasă, mi se Serio? Pare simpatică, am vorbit cu ea în realitate, dar avea niște figuri, dar nu puteam eu să fiu... Nu puteam să mă decid cu ce personalitate din cele 1000 să ce alegem Zani astăzi. Cum vorbesc cu ea? Vorbesc așa, sunt Zanidaki, sunt așa, sunt așa. Și am fost cumva super de complezență că nu era cercul și nici contextul în care să... Deci o duci cumva ca să, ea că e, să-i faci un bine ei. E plăcerea mea să o tratez exact așa cum merită, ca să-și dea seama că, băi, păi, mai stai dracu Zani, cu minte. Psihologul. Valeria Lungu sau Țanca Uraganu? Tot Valeria Lungu. Tot. Deci ești... nu le-ai pe Țanca să-ți cânte un haz. Am făcut cu Țanca o piesă, e super de treabă, dar tot cu Valeria mă ajuce, da. Pentru că... Tu ai scopul tău. Scopul tu știi și de pe ce lângă pleci. Că mă ajuce mai mult cu o femeie decât cu Țanca, pentru că Țanca n-ar putea compensa compania Valeriei Lungu. Înțeleg unde bați. Valeria Lungu sau Ana Porgras? Aici tremură puțin balanța. Mm-hmm. Mă ajuce și cu Ana Porgras, de dragul vremurilor bune, nu pentru că ar merita. Ea nu m-ar merita. Okay. Hai că merg pe Ana Porgras. O duci pe Ana. O duci în spațiu, de dragul vremurilor bune. Pentru că felul în care m-am simțit cu Ana, când ne înțelegeam bine, au fost mișto. Poate o să vă înțelegeți chiar bine, că în spațiu... Nu, mai... A, în spațiu, în da. Spațiu, nu, în spațiu, da. Băi, de dragul vremurilor zi, bune, zi. Stăm în spațiu, ne-am înțeles din nou cum... Perfect! Când vă întoarceți pe pământ, fiecare cu treaba lui. Ana Porgras. Ana Porgras sau Cristina Pucean? Cristina Pucean, toată ziua. Direct. Te-ai dus. E mișto rău femeia asta. Da, îți place. Și am întâlnit-o și în realitate. În poze, oricine ar fi zis că e, o să zic pe lume... Editată sau nu știu. Nu editată, pe lângă că e editată și calea. Toate femeile. Toată lumea ar fi zis că e de o femeie nașpa. A, nu vreau să zic cuvântul ăla. Uh-huh, uh-huh. Și în realitate e... E frumoasă. E, nu că frumoasă, nu nașpa în sensul că e urâtă. Da. Nașpa că e o femeie gen... A, care înțeleg. Nu face cinste... De moravuri. De, așa, bravo. De moravuri ușoare. Uh-huh. Și în realitate, nu e, că astea care se afișează cu bot, cu țâțe, uh-huh, uh-huh, machiate frumoase... Așa-i crede, da. Cum eu sunt tatuat și lumea zice că sunt un drogat, un vai de morții lui... Preconcepții proaste. Așa zic și despre femei, unii uh-huh, oameni. Uh-huh. A, Cristina Pucean, mie mi se pare că e un exemplu. E și frumoasă, e da. Și sexy, e tot ce vrei, și mișto cum dansează, e talent. Și este și, mi se pare, un exemplu. Cristina Pucean sau Irina Rimes? Cristina Pucean toată ziua. Nici nu mă îndoia. Nu că nu mi-ar plăcea de Irina Rimes, dar Irina Rimes nu prea e genul meu. Deci m-am dat la ea când eram la cămin. Oh. A cântat la noi la cămin și am vrut să o... Dar nu eram capabil și nu eram nici de rangul ei sau de nasul ei să accepte vreodată, așa că am fost un alt. Ei și pare și romantică după versurile pe care le face și melodiile pe care le face. Depinde și cu ce față te-ai dus tu, cu ce costum. Dacă te duceai în Edmond, aveai șanse. Nu merge. Să fie sănătoasă, în niciun caz n-ai. Atunci rămâne la Cristina Pucean. Cristina Pucean sau Andreea Bostănică? Andreea Bostănică nu-mi place. Îmi place de ea, e frumoasă. Dar nu îmi place ce face pe TikTok, dar deloc nu-mi place. Păi nu-i dăm telefonul în spațiu, ha? Să nu mai facă TikTok-uri în spațiu. Și e și prea copilă, când o văd e prea copilă. Când vă întoarce să aibă 30 de ani. Cristina Pucean. Ok, Cristina Pucean sau Omar? Cristina Pucean. Omar, ce fac porc, Omar? Cum e aia, frate, dar Cristina Pucean... Cristina Pucean e Cristina Pucean. Exact. Cristina Pucean sau Erica Isaac? Cristina Pucean. Bun. Cristina Pucean sau Elena Ionescu? Cristina Pucean. Nu știu dacă o să mai pot să-mi dai ceva să... Băi, eu încerc. Cristina Pucean sau Irișa? Cristina Pucean. Hai. Și Irișa merită și ea puțin timp cu mine să o aduc cu picioarele pe pământ. Aia astea ale tale cu Arhanghelul. Te aduce Arhanghelul Zani. O să te pună cu cruce roșie în calendar la un moment dat. Știi că Irișa acceptă puține personalități din personalitățile mele. Mm-hmm. Când vorbesc cu ea, cu personalitatea aia, ea nu poate să reziste cu mine. Nu plec. Nu, eu trebuie să am grijă puțin cum vorbesc cu ea, doar dacă suntem într-un context în care am nevoie de ea. Am înțeles. Dacă aș fi într-un context gen armat, în care trebuie să fiu tăios cu ea, pentru că da. Nu avem timp de pierdut, femeie, murim.
Dacă e pe viață și pe moarte și o scurișa exact cum merită, da. Iar n-ar suporta treaba asta. Nu face față presiunii. Ar plânge, ar pleca, nu mă suportă din punctul ăla de vedere. Dar când sunt râdem, glumim și suntem așa drăguți, îi place de mine foarte mult. Râdem și ne distrăm vreodată. Bun, atunci Cristina Bucean. Cristina Bucean sau Jador? Cristina Bucean. Era Jador? Da, e un Jador mai tânăr. Cristina Bucean. Mai... Bun, și ultimul. Cristina Bucean sau Alex Velea? Tot Cristina Bucean. Bă, e fratele tău, vrea și el în spațiu. Tu crezi că Alex n-ar vrea să vadă spațiu? Nu mai are altă ocazie. Păi stai, depinde cât stăm în spațiu. M-am gândit că stăm mult. Stați mult. Păi dacă stăm gen... Să pară ca în filme, că nu avem cum să mai scăpăm de acolo. A, tu ai filmele tale deja. Da, eu nu m-am gândit că mergem într-o excursie de o zi, așa, într-o excursie noi de zi. Noi doi. Nu-mi iau o femeie cu mine, clar. Nu, 10 ani stai ca popa. 10 ani? Da. Cristina Bucean. Păi ce fac cu Alex Velea? Boiule, îmi pare rău. Fratele meu, dar ai nevoie de o femeie 10 ani de zi. Așa e. Și plus că ai copii acasă, e Antonia, e păcat să pleci de acasă pentru un... Și să fac el cu Alex? Eu ce să fac cu el, dar el ce să facă cu mine 10 ani de spate? Băi, numai cu gândul că Antonia e acasă. Asta zic. Băi, zici, de ce m-ai forțat Zani să merg cu tine? Bine, dragule, atunci eu o să-ți pregătim un sejur. Și acum trebuie să intre Cristina Bucean, Zani, și eu și la fel o să am ales. Dar din montaj o să faci, o să intre Cristina și Bucean. Și eu la fel am ales, te iubesc. Da, l-am dat pe DLP pentru tine. Îți mulțumim din suflet că ai trecut la noi, Zani. A fost chiar o adevărată plăcere. Cred că e și prima dată când ne cunoaște și noi mai bine, că am mai avut un context la un moment dat, dar fiecare era pe grabă, trebuia să facem câte ceva. Îmi place sinceritatea ta de mor. Îmi place muzica pe care o faci de mor. Adică eu chiar... Adică îți place tehnologia. Îmi place tehnologia, cum am zis mai devreme. Și îți doresc multă baftă în tot ce vrei să faci pe mai departe. Și dacă mai participi la competiție, eu încă mai am peruca cu părul tău. Deci o să poți te imit oricând la orice oră. S-ar putea să trească să o faci roșcată acum. Roșcată. Sau ce culoare voi avea atunci. Ce mare lucru, îi dau un roșu și bea. Atâta la tatuaje, nu cred că o să le mai fac toate. Sau îmi angajez și eu pe cineva să-mi facă tatuajele, să mă mai chinui. Tot e niște aptipilduri de alea. Le faci direct și le lipești și le dezlipești. Foarte deștept. Exact, asta o să facem. Vă mulțumim și vouă că v-ați uitat la noi. Sperăm că v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe. Lăsați în comentarii pe cine vreți să mai vedeți. Până data viitoare, să aveți o seară minunată.